Bună ziua, dragii mei telespectatori, puterea dragostei, bine ne-am reîntâlnit. Astăzi voi face rezumatul zilelor sâmbătă și duminică, deoarece nu am făcut vlog sâmbătă. Dar înainte de asta vreau să vă mulțumesc pentru vizionarea vlogului și în mod special Maia Golovin pentru distribuirea vlogului. Vă pup, doamnă dragă, vă mulțumesc din suflet și aștept pe cât mai mulți să distribuie, să ne facem cunoscuți, ca să audă concurenții ăștia needucați că nu suntem de acord cu comportamentul lor necivilizat. Nu este demn pentru o televiziune. Și acum să încep. Sâmbătă. Sâmbătă, dragii mei telespectatori, ce vedem? Se deschide emisiunea cu Daniela făcând pe victima, plângând, vezi, Doamne, se scremea să plângă că Simona a scos-o din bala male și că a scos mahalaua din ea. Dar, de fapt, repet, cu voce tare, nu ai cum să procedezi în felul acesta decât dacă ai în tine sămânță de scandal. Iar Daniela ne-a demonstrat tuturor că are mahala în ea și că se dă ceea ce nu este. Se abține, dar la un moment dat, știți cum e, falsitatea nu poate să țină o veșnicie și la un moment dat explodezi și îți arăți adevărata ta față. Ce am văzut nasote? Adelina. Adelina a început să drăguie, să țipe la Nicolas, taci dracului din gură, foarte vocală, foarte aprigă la mânie, dar cu răducul boschetar de ferentari, cam moale. Măi, Adelina, mă, tu chiar te vinzi, mă, tu chiar n-ai demnitate, mă. Se vede că ești rea, că am văzut cum te comporți. Iar cu ăsta care nu are ce să mănânce în ferentar și atârnă în emisiune și a stricat toată emisiunea, ești cam moale, ești cam tăcut așa, ți-e cam frică, nu? Și ce am înțeles, că eu nu am văzut sezonul de la bun început, că tu vii dintr-o relație unde ai fost traumatizată. Mă, fetiță, îți cam meri soarta, sincer. Ce am mai văzut? Că Radu venea spre ea și tot îi atrăgea atenția și urla la ea să tacă din gură, gura, urât, urât. Și bineînțeles că nasote tăcea. Dar am constatat un lucru. Acest derbedeu prost educat, ferentarist, văzând că discuția se duce spre Daniela și ce a făcut Daniela și că se victimizează, a început să se ia de nasote ca să pună camerele pe ei. Din punctul meu de vedere, a fost o discuție de acasă. Un plan făcut, știm destul de bine, acest ferentarist este elevul din sezonul 3, a lui Lătruț Alexandra, Marinescu și Maria. Sâmbătă și duminică nu am văzut, și în mod special sâmbătă, nu am văzut decât comportament din cei patru, din acele două cupluri fake. Maria cu Marinescu, care se certau și plângea aia de mama focului în baie ascunsă și spunea că pleacă după care venea înapoi. Asta am văzut la Radu. Radu știe ce trebuie să facă în emisiune, să fie pe placul moderatoarei. Și atunci, bineînțeles că a început o ceartă, asta nasote s-a supărat, vezi, Doamne, și s-a dus în baie că ea pleacă, ca după un timp să-i vedem că se pupă. Exact ce făcea și Marinescu cu Maria, Alexandra și Lătruță. Dragii mei telespectatori, din punctul ăsta de vedere, mi se pare încă o dată fake, exact cum au fost acele două cupluri, așa văd și la Radu și Adelina. Nu este iubire, este decât circ, teatru, panoramă în această emisiune. Iar moderatoarea e foarte încântată.
Ea considerând că se iubesc. Ferească Dumnezeu, se vede de la o poștă că doar se suportă exact cum făcea Marinescu și Maria. Circ. Atât. Ce-a mai observat Roxana? Dar o să mai revin la ei. Roxana, mi-a plăcut foarte mult de tine sâmbătă și duminică, că am văzut în cursul săptămânii, că nu am văzut de la început, că sâmbătă și duminică ai punctat foarte bine la Daniela. Mi-ar plăcea să ții linia asta și să fii corectă, chiar dacă ți este prietenă, să-i atragi atenția că nu este ok. Foarte bine, Roxana, mi-a plăcut de tine că ești corectă. Ce-am văzut la Georgiana? Georgiana a început să țipe la Nicolas, că Nicolas, foarte bine Nicolas, mi-a plăcut de tine, a început să spună că este teatru ieftin între ferentarist și nasote. Perfect adevărat, Nicolas, tu ai avut perfectă dreptate, ai punctat cum nu se poate mai bine, dar ce ne facem cu Georgiana? Ce ne facem cu Georgiana? Că Georgiana știe să te pună la punct. Măi, Nicolas, îți dau un sfat. Acum, eu făcând vloguri de și din sezonul 1 și 2 și 3. Nu, 2 și 3 am făcut. Ai mare grijă cu Georgiana. Georgiana nu are nimic pentru tine decât se ridică pe spatele tău și te apostrofează pe tine ca să pară ea fata aia corectă, dar bineînțeles că nu știe exact ca Maria. Dacă v-ați uitat la sezonul 3, Maria l-a tras pe Marinescu în jos și deja Marinescu pe ultima sută de metri începuse să fie hulit de public, deoarece Maria îl punea la punct și îi închidea gura. Și făceau materiale de acasă. Cam asta văd eu la Georgiana. Georgiana vrea să te pună pe tine, Nicolas, la punct și nu ține cu dreptatea. Umblă cu fofârlica. Este în gașca lui Radu și Adelina, Daniela, Naba, deci nu este corectă. Mare, mare atenție, Nicolas, că vei fi tras în jos. Dacă vei merge pe linia asta, cum ai fost sâmbătă și duminică, crede-mă că vei fi plăcut de public. Măi, adevărul și dreptatea învinge tot timpul. Nu neapărat trebuie să stai în casă. Acum fac referire și la tine, Nicos, și la Roxana. Nu neapărat dacă sunteți în casă, trebuie să vă faceți cuplu. Nu! S-a văzut destul de clar. Jador, sunt mai mulți care nu și-au făcut cuplu în această emisiune, dar au fost corecți, au fost sinceri cu ei și atunci au fost plăcuți de public. Deci, repet, mergeți pe o linie dreaptă și fiți corecți cu voi, nu fiți perverși. Să nu credeți că dacă veți fi tari în gură și veți țipa tot timpul în emisiune, veți fi plăcuți. Nu, sub nicio formă. Ba, din contră, veți fi huliți și vă veți face de rușine. Ăsta e sfatul meu. Acum voi faceți ce credeți. Dar din punctul meu de vedere, Georgiana mi se pare foarte, foarte parșivă. Ce-am mai văzut? Că s-au împăcat, după care acest ferentarist îi spune Adrianei mai ușor țață floarea că vrei să-ți faci materiale, să-ți iei extensii. Măi, răducule, vedem că tu ți-ai rupt mâna. Tu ai țipat, tu ai făcut un mare circ ca să-și ia nasote extensii și să iasă ea favorită și să ia banii. Nu că ar fi plăcută de public, că nu este plăcută la cum vrei tu să spui în această emisiune. Se vede destul de clar că staful vă susține, pentru că faceți mahala, iar moderatoarea la fel. Tu cu gurița ta ai spus, Radu, că tu nu ai nevoie de voturi. De ce? Pentru că știi că ești susținut de staff. Și apropo, mă, răducule, mă, în astea 4 sezoane, au dat băieți cu mâna în uși, în pereți, dar nu și-a rupt nimeni, mă, degetul. Tu ce ai făcut, mă? Ți-ai rupt degetul ca să primească aia bani, ca să ai tu bani de buzunar și să-și pună extensii? Că mai mult ca sigur îi vei lua banii. Că se vede destul de clar. Că altfel îi spui Adelinei, vezi că te las făi asta.
Ori îmi dai bani că datorită mie iei bani, ori dacă nu, uite, mi-am rupt și degetul din cauza ta, să fac pe ăla gelosul și pe ăla nervosul, că vorbeai tu cu naba. Ce vedem? Vedem că naba schimbă macasul. Măi, naba, eu am stat și te-am studiat. Măi, eu de multe ori îmi pun întrebarea, tu ești bărbat sau ești femeie? Mă, după înfățișare, sincer, tind să cred că ești bărbat. Măi, naba, ești urâtă. Ești urâtă, pe bune ești urâtă. Am impresia că ești travestit. Măi, ai un comportament urât. Urât, dar voi reveni imediat asupra ta. Că mi-am adus aminte așa, flash-uri, ce ai putut să faci. Cam asta s-a întâmplat sâmbătă, dragii mei telespectatori. Acum, ce vedem? Vedem că vine duminică și bineînțeles că rentaristul începe să scuipe pe Mădălin, nici bine n-a început gala. Și vine mimoza de prezentatoare, care se face pe supărata, dar de fapt îi plăcea chestia asta. Dragii mei telespectatori, aseară, uitându-mă pe TikTok așa, am văzut-o pe Gabriela Cristea. Deci credeți-mă, acolo moderatoare. Am văzut cum l-a dat afară pe un concurent din platou, o moderatoare de tot respectul, care în primul rând se respectă pe ea. La această Cristina ce vedem? Că pleacă fiecare când vrea, cum vrea, că înjură, că scuipă de față cu ea, că trec prin cadru, n-au nicio treabă, n-au nici cel mai mic bun simț. Iar moderatoarea, Cristina, nu face nimic. Doamna Cristina, mai uitați-vă la celelalte colege, doamnă, că sunteți praf, credeți-mă, sunteți praf, sunteți cea mai hulită și cea mai înjurată moderatoare, ați stricat tot proiectul pentru că ați permis acestor derbedei să stea în emisiune. Chiar mă uitam la Gabriela Cristea, cum a spus, ăsta nu este comportament pentru o televiziune. Păi plec, chiar te rog frumos să părăsești platoul. Deci imediat l-a dat afară. Păi vii la mine în emisiune ca să-mi faci tu mie legea și o să stau ca mimoza și să-mi afișez picioarele? Că minte creier n-am. Bravo! Onoare, onoare și cinste pentru Gabriela Cristea. Dorobanțu, jos! Ești ultima, crede-mă, că ești ultima moderatoare. N-am văzut în viața mea, repet, moderatoare mai penibilă, să nu spun altfel, și mai hulită și înjurată ca această Cristina Mihaela Dorobanțu. Dar ea se vede foarte mândră. N-am mai văzut, să vă uitați, ca seara m-am uitat așa pe YouTube, să vedeți ce plină e de ea și ce mândră e că ea a participat și a făcut să se iubească. Cine? Cine? Că cei care s-au iubit cu adevărat, i-ați aruncat ca pe măsele stricate. Gen Mădălina cu George, gen aia cu Andrei, a ținut decât două cupluri false. Alexandra și Lătruț, Marinescu și Maria. Atât, restul. Și l-a ținut pe Răducu, care, dragii mei telespectatori, aduceți-vă aminte că în sezonul 3, acest maidanez mătura. Treaba lui era cu mătura și fărașul. Iar acum l-a pus această Dorobanțu în frunte. Și îl poartă în frunte, că e Răducu. Vai de capul tău, se vede că cine se aseamănă, se adună. Păi, crede-mă că dacă erau alte moderatoare, Răducu nu intra în emisiune. Sau dacă intra a doua zi, era dat afară. Așa că se vede capacitatea ta de moderatoare. Vă rog frumos, dragii mei telespectatori, Puterea Dragostei, dați-vă cu părerea despre această moderatoare. Dacă vă place ceva la ea, spuneți-mi când a fost bună ca moderatoare. Ca să spun pe înțelesul tuturor. Când v-a plăcut, cum a moderat această emisiune? Că la mine nu prea. O singură dată, mi se pare, sau de două ori, a avut și ea niște replici. Dar nu văd decât că instigă și că nu știe să se impună. Mai și spune copiii, ferească Dumnezeu, ferească Dumnezeu, să fie așa mamă, să educe așa copii.
să facă ăia ce vor. Mai au să facă sex în direct și să se omoare în direct, de față cu tine, și tu nu iei nicio atitudine. Așa că, un mare dislike, doamna Doroban, că aveți... Apropo, când faceți copii? Că deja sunteți mare, gata. Cât mai stați? Asta e. Ce-am mai văzut? Că Daniela scoate în evidență că au plecat 3 persoane din cauza Simonei. Nu știu sigur că n-am văzut care cum au plecat, dar ce-am văzut eu de când mă uit la această emisiune, Simona nu atacă. Simona decât răspunde atacurilor voastre de mahala. Așa că lasă-ne. Ce mai văd la Naba? Revin la Naba. Naba tot timpul acuză pe Simona că ia bărbații. Măi, Naba, tu ai uitat un lucru, că tu ai venit după Simona. Simona, dacă mi-aduc aminte, vorbea cu Mădălin până să intri tu în casă. Tu spuneai că s-a purtat nu știu cum și că a tăvălit-o Mădălin și la bowling acolo unde erați voi. S-au arătat filmulețele. Ce crezi? N-ai avut dreptate. Se jucau, se hârjoneau Mădălin cu Simona. Chiar era foarte fericit Mădălin în prezența Simonei și uitase de tine, mă. Și dacă stau să mă gândesc bine, cam tu te duci pe unde a fost Simona. Nu Simona pe unde ai fost tu. Că, repet, ea a fost înaintea ta. Așa că, Naba, las-o. Și, apropo, nu te mai îmbrăca în rochițe, că nu știi să porți o rochiță. Stai crăcănată, pleci din emisiune, țipi, urli, exact ca un bărbat. Mă, tu ești femeie, sigur? Nu prea cred. Dragii mei telespectatori, dați-vă și dumneavoastră cu părerea. Naba e femeie sau bărbat? Că mie mi se pare a fi bărbat. Nu știu de ce. După comportament și după cum vorbește, să mă ierte Dumnezeu. Nu are nimic feminin în ea. Să-ți fie rușine, Naba. Să-ți fie rușine, Naba. Și apropo, dacă tot ești așa atrasă de Mădălin, vă cunoașteți de mult, de ce nu v-ați împrietenit, mă? De ce nu v-ați îndrăgostit afară? Nu cumva sunteți Nicos și Meda? Faceți decât pentru emisiune, dar oricum am înțeles că pe 12 Mădălin va fi eliminat. Doamne ajută, că nu-mi place de Mădălin, se vede cu ochiul liber că este foarte fals. Și tu ești foarte obraznică, Naba, dar văd că acum te dai de partea lui Radu și a Adelinei, că ai simțit tu că staful îi susțin pe cei doi și atunci hai să intru și eu în grațiile staffului. Am mai văzut pe comentarii, apropo, Meda, de ce dai tu atâtea inimioare Cristinei, prezentatoarei? Tu nu știi să dai decât un simplu comentariu, tu trebuie să faci pomelnic, zici că dai acatist, așa îți dai inimioare. Să-ți fie rușine, mă, Naba. Ziceam și eu că ești fată de capitală, dar se vede că ești de ultima speță, crede-mă. De ultima speță. Dragii mei telespectatori, îmi cer scuze că sunt un pic mai aspră, dar nu-mi place, nu-mi place. Cu picioarele alea groase, tatuată toată, mă uitam prima dată, zic, mă, are dres de la, cum era odată pe, după Revoluție, cu dantelă, dar de fapt ea e tatuată și cu gleznele alea groase, așa, de parizer. Să mă ierte Dumnezeu. Și mai stai și crăcănată, ești crăcănată toată, crede-mă. Vai de capul tău. Ești praf. Ce vedem? Vedem că Radu, cel mai josnic om posibil care l-am putut întâlni, aduce în emisiune că el l-a împrumutat pe Alex să-i cumpere brățara Adrianei și că el are jumate din brățară. Ca să vedeți, dragii mei telespectatori, un om zgârcit, un om avar, care săracul când se vede cu 2-3 lei în buzunar, nu mai e nimeni ca el, ăla care mătura sezonul 3 și era sluga lui Lătruț și a Alexandrei, făceau ăia ce vroiau cu el, îl ștergea cu el pe jos, nu era bun, nu era tare în gură cu ăia, că îl pognea imediat Lătruț, acum face pe șmecherul. Păi de aici se vede că ești un om de nimic. Un om de nimic. În primul rând, când împrumuți pe cineva și îți dă banii înapoi, nu ai voie să vorbești. Nu ai voie, că ai împrumutat, că ai vrut, nu ți s-a pus cuțitul la gât.
Dar de aici ne-ai demonstrat încă o dată că ești un gunoi de om. Ce m-a deranjat la Alex? Alex, nu știu ce se întâmplă, am înțeles că tu ești scorpion. Am înțeles de la telespectatori că tu ai râs foarte urât de Adriana la început, că e pentru o noapte, că e din cauciuc. Deci ai niște lacune în spate. Acum de ce ai mințit? Trebuia să spui, da, am împrumutat pentru un moment că nu aveam bani la mine și ți-am cumpărat brățara. Ce-ai făcut acum? Te-ai făcut de tot râsul, ai arătat unei țări întregi că minți și Adriana, știi cum e? Odată ce-ai mințit la un lucru de ăsta mărunt, nu știu dacă mai are încredere în tine. Acum trebuie să te lupți, să te lupți mult, să îi demonstrezi că te-ai schimbat și că o placi. Acum eu sunt un ușor în dubiu, sincer. Nu mai am încredere în tine. Bine, poate să existe și varianta că îți doreai foarte mult brățara aia și că n-ai mai ținut cont de la cine iei bani, numai să-i o iei. Dar trebuia să recunoști. Aici am ceva de obiectat și mă abțin de moment. Te voi analiza pe viitor. Mi-a plăcut că ai început să plângi dându-ți seama că ai greșit. Asta înseamnă că conștientizezi ce s-a întâmplat cu tine și sper să înțelegi că nu e bine să mințim. În momentul când mințim, deja nu mai avem credibilitate. Putem după să luăm și foc în gură că nu ne mai crede nimeni. Și încă o dată ai demonstrat lumii întregi că minciuna are picioare scurte. Îmi pare rău de tine, Alex. Sper să-ți revizuiești comportamentul și să ne demonstrezi tuturor și în mod special Adrianei că ai ceva sentimente pentru ea. Ce am mai văzut ca să vedeți cât de parșiv e acest ferentarist, în momentul când se bucura că i-a despărțit și moderatoarea i-a spus, păi vezi că pierzi, că s-ar putea să o voteze pe Adriana Jadorașii, atunci a schimbat imediat foaia, ca să vedeți ce gunoi de om este. Ce mi-ar plăcea ca Jador să facă apel la Jadorașii lui și să înceapă să o voteze pe Adriana? Ce mi-ar plăcea ca să-i dea peste nas acestui boschetar de ferentari și să ia. Dar e un pic cam greu deoarece îl ține moderatoarea în brațe. Doamna moderatoare, n-am întâlnit în viața mea ce am văzut pe internet. Vă cuplează lumea cu Radu. Atât de jos ați ajuns, ținându-l atât în brațe, au început să spună că aveți relații cu Radu și că de asta îl susțineți. Vai de demnitatea dumneavoastră de moderatoare, dar nu sunteți moderatoare. Nu, eu una nu vă dau statutul ăsta. Da, Gabriela Cristea, jos pălăria, jos pălăria. Dragii mei telespectatori, cam asta se întâmplă în emisiune. Moderatoarea și Răducu Ferentaristul au reușit să strice și acest sezon. Abia aștept să înceapă sezonul următor, care am înțeles că se va ține în București. Sper să scăpăm de această moderatoare și să vină o moderatoare cu adevărat moderatoare. Nu tentativă de moderatoare. Vă pup cu drag a voastră, Pandele Laura, vă doresc o săptămână minunată tuturor!